Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Aniversare de zile mari în platoul emisiunii Matinal și Populari. Prietenă dragă a echipei Etno TV, artista Valeria Arnăutu sărbătorește alături de invitați de seamă ziua de naștere cu multe surprize și momente emoționante. Deși ziua de naștere a fost săptămâna trecută, noi am pregătit multe surprize inedite. Oare se așteaptă îndrăgită artistă la cele mai speciale momente? Rămâneți cu noi și o să vedeți! Mi-a pus viața în cântări, lume dragă, și-am uitat de supărări. De-aia vin la voi cu drag, lume dragă, voie bună să vă fac. Bună dimineața, Lavinia! Bună dimineața, oameni buni, oameni dragi! Bună dimineața, colegilor! Bună dimineața tuturor! Să avem o săptămână extraordinară! Iuhu! Bună dimineața, Mihalis! Bună dimineața, doamnelor, domnilor! Bună dimineața, prietenilor noștri! Bună dimineața, colegilor! Bună dimineața tuturor! Așa este, să avem o săptămână excepțională! Să avem o săptămână cu de toate, numai cu lucruri frumoase, cu muzică bună. Noi vom avea emisiuni extraordinare în această săptămână și vă invităm să stați alături de noi până vineri. Așa este, draga mea, Lavinia, pentru că, doamnelor, domnilor, nu-i așa? Dimineața, viața este frumoasă și merită trăită din plin. Așa cum o trăim și noi cu invitații noștri în această săptămână. Afară este cald, este frumos, soarele este pe cer, dar noi avem briza mării în platou și așa de bine cu briza mării, draga mea, Lavinia. Am văzut ce ne-am asortat? Da, și nu ne-am vorbit, pentru că noi suntem vărateci. Nu suntem noi vărateci. Ne place marea, ne place soarele. Trag ochiul în monitor că ne șade bine. Păi nu ne șade nouă bine? Îmi stă gulerul mai într-o parte așa, dar nu contează. Ce a zis Vancea? Nu știu ce a zis Vancea. Ne stă repede, domnul Vancea, ne stă repede. Era un compliment. Ție-ți stă ușor, încet, încetișor și pe loc. Pentru că așa este viață. Unii au noroc să șadă și alții să fie în fața camerelor. Și n-am putea noi spune câte am vrea. Dar când om putea, să te ții bine, Vancea. Să te ții de scaun. Da, doamnelor și domnilor, vă spunem ce invitați avem astăzi la Matinal și Populari. O sărbătorim pe doamna Valeria Arnăutu. Ea a fost ziua săptămâna trecută. Am provocat-o să vină în platoul nostru să facem o mare, mare petrecere, să-i spunem la mulți ani, să-i urăm toate cele bune. Așa este, draga mea, Lavinia, și mă bucur foarte tare că în această dimineață vine doamna Valeria Arnăutu, pentru că cu siguranță ne va cânta și muzică din Banat, dar și muzică sârbească. Și mi-era dor să vin așa un pic de muzică sârbească la noi în platou. Doamna Valeria Arnăutu, doamnelor și domnilor, nu vine singurică? Normal. Vine cu a ei doi copii? Doi copii are? Mini și Papi. Mini și Papi, doamnelor și domnilor, în această dimineață vor fi prezenți în platoul nostru la Matinal și Popular. Mihăiță, pe cine imiți, pe Mini sau pe Papi, ca să știm cui aruncăm? Nu, și pe Mini și pe Papi. A, cu Văncică. Văncică este prin semne. Draga mea, Lavinia, vine și colegul nostru astăzi.
Georgel Nucă. Păi și... nu se mai putea abține. Dar știi cu era ce vine? Era atât de dor de noi, cu ce vine? Cu dezvăluiri extraordinare. Ce planuri de vacanță și-a făcut? Da, știu, știu. Da, doamnelor și domnilor, astăzi vom afla în premieră la Matinal și Populari ce a făcut Georgel Nucă în acest weekend, pentru că a fost la mare. Măi, eu l-am văzut la noi... Bran. La Bran. E peste tot, el este peste tot. S-a teleportat. Da, poate, pentru că poate. Noi încă nu putem să ne teleportăm, că ne-am teleportat, doamnelor și domnilor, dar nu avem acest exercițiu. Draga mea Lavinia, vreau să le mai fac o surpriză telespectatorilor. Și tu știi despre ce este vorba? Păi și să dezvăluim surpriza sau să o păstrăm? O dezvăluim, pentru că noi spunem tot. Nu sunt complicii noștri, prietenii care ne privesc în fiecare dimineață? Doamnelor și domnilor, astăzi avem bucuria să treacă pe la noi doamna Steliana Sima. Ne-a fost foarte dor de domnia asta. Și ne este foarte dragă. În platoul nostru aici la Matinal și Popular. Așa este, draga mea Lavinia. Dar astăzi avem și videoclipuri în premieră. Lucian Drăgan și Adriana Curtu Vaidoș au pregătit videoclip în premieră doar la Matinal și Populari. Îi salutăm pe amândoi și noi suntem mai mult decât curioși să vedem acest videoclip și ce melodie frumoasă îl însoțește. Și mai avem surprize pentru dumneavoastră, dar ți-aș propune să nu le dezvăluim pe toate chiar acum, pentru că trebuie să-i ținem în suspans pe telespectatorii noștri să stea alături de noi până la orele 12. Dacă vrei să spui, spui ce vrei. Uite-te la Liviu, te rog frumos. Ce mănânci, tată? Firul. Ce mănânci? Firul de la cască. Mănâncă firul de la... Când e fumică, să fumică, luăm niște merdenele, nu-i problemă. Firul. Ia, pune-și tu pe Liviu. Mai mănâncă un pic firul ăla. Ca să intrăm în pauză. Uite, da. Uite, mănâncă firul. Da, e la micul dietă. Dejun. E la dietă. El e la dietă. E pe și plastic. Da. Și când domnișoarele tot pe plastic sunt astăzi. Când e fomică, papă firul. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Dacă nu se rupe firul între timp. Da, nu se rupe. Noi suntem pe plastic. Haide-i cu plasticul. Viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Aniversare de zile mari în platoul emisiunii Matinal și Populari. Prietenă dragă a echipei Etno TV, artista Valeria Arnăutu sărbătorește alături de invitați de seamă ziua de naștere cu multe surprize și momente emoționante. Deși ziua de naștere a fost săptămâna trecută, noi am pregătit multe surprize inedite. Oare se așteaptă îndrăgită artistă la cele mai speciale momente? Rămâneți cu noi și o să vedeți! Mi-a pus viața în cântări, lume dragă, și-am uitat de supărări. De-aia vin la voi cu drag, lume dragă, voie bună să vă fac. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las.
aniversare de zile mari în platoul emisiunii Matinal și Populari. Prietenă dragă a echipei Etno TV, artista Valeria Arnăutu sărbătorește alături de invitați de seamă ziua de naștere cu multe surprize și momente emoționante. Deși ziua de naștere a fost săptămâna trecută, noi am pregătit multe surprize inedite. Oare se așteaptă îndrăgită artistă la cele mai speciale momente? Rămâneți cu noi și o să vedeți! Mi-a pus viața în cântării lume, dragă, și-am uitat de supărări. De-aia vin la voi cu drag, lume, dragă, voie bună să vă fac. Doamnelor, domnilor, am revenit la Matinal și Popular să avem cu toții o săptămână extraordinară și în această dimineață, la început de săptămână, ne-am făcut timp să stăm de vorbă cu dumneavoastră. N-am mai vorbit de ceva vreme, ne era dor de prietenii noștri dragi, de colaboratorii noștri, așa cum vă credem, pentru că în fiecare dimineață ne dați sfaturi, ne trimiteți idei și noi le apreciem și ați văzut că de cele mai multe ori le punem în practică. A fost ziua prietenului nostru Marinică Uță și aș dori să-i spunem la mulți ani pe această cale și să-i dedicăm toată emisiunea pentru că este prietenul nostru drag, ne face poezii în fiecare zi și jos pălăria pentru fidelitatea cu care ne-a obișnuit. Dacă într-o zi nu vedem un mesaj de la domnul Marinică Uță, ne îngrijorăm. La mulți ani vă spunem, domnul Marinică, din partea întregii echipe de aici, de la Matinal și Populari. Vrem să-i spunem la mulți ani și prietenei noastre, doamna Virginica Neagu. Mai avem un prieten căruia trebuie să-i spunem la mulți ani și te las pe tine. Colegului meu din ansamblu Elas, lui Alexis, a fost ziua lui ieri. La mulți ani cu sănătate și cu tot ce își dorește și din partea mea, dar și din partea întregului ansamblu Elas. La mulți ani, Alexis, să fii sănătos, să te bucuri de toți oamenii din viața ta, de familia ta frumoasă. Uite, domnul Ionuț Alexandru Vișan, apropo de urări, ne scrie: bună dimineața, dragi prieteni, să aveți o săptămână minunată! Salutări artiștilor, la mulți ani, doamnei Valeria Arnăutu, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Elena Anton, care este top fan, bună dimineața de la Azuga, abia așteptam să vă văd, vă iubesc, vă prețuiez mult, sunt cu voi de luni până vineri, sunteți cei mai tari, vă doresc audiență maximă. Îți mulțumim tare mult, Elena Anton. Dar, draga mea Lavinia, atunci când e ziua prietenilor noștri, îi luăm în direct și le facem surprize și le spunem chiar acum la mulți ani! La mulți ani, Virginica Neagu, bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei! Vă mulțumesc, chiar surpriză, Mihali și Lavinia, mi-a făcut o surpriză frumoasă. Ne bucurăm din suflet. La mulți ani cu sănătate, cu realizări mărețe, la mulți ani cu bucurii. Ce-și dorește Virginica Neagu de ziua ei? Virginica Neagu, în primul rând, își dorește sănătate și apoi îmi doresc să vin în fața publicului larg ascultător, toți celor care iubesc muzica populară, să-mi termin și o dată melodiile de care m-a tot ținut pandemia pe loc. Doamne ajută că încet ne revenim la normal. La mulți ani, cu sănătate, cu tot ce-ți dorești. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc cu bucurii, pentru că ne sunteți întotdeauna alături tuturor. Și te așteptăm cu mare drag aici, la Matinal și Popular, să stăm la o șuetă. Sigur că da, cu mare drag voi veni, pentru că mi-e dor de voi, vreau să vă văd, vreau să stăm, exact cum ai spus-o, la o șuietă. Cum îți sărbătorești ziua astăzi? Păi m-am sărbătorit, îmi sărbătoresc cu colegii mei de cântec, ai mei de aici din zonă, am o seară frumoasă. Mai departe. Așa sper, soțul meu mi-a făcut la fel surpriză la binele orele. Ce surpriză, ce copilul surpriză. Copilul de asemenea. Ce surpriză. Vrem și noi să ne faci dezvăluiri. Ce surprize ai primit? Ce surprize ți-au făcut soțul? Ce surprize, ce surprize ți-a făcut cel băiatul tău? Nu mai este mic, ai un fecior mare. Băiatul meu m-a sunat la 12 noaptea. Este plecat, nu este lângă mami.
este plecat în București, m-a sunat, mi-a spus că mă iubește, m-a asigurat de toată dragostea lui, este un copil bun și soțul la fel, dar el a fost mesagerul, soțul meu a venit cu un buchet frumos de flori. Ce frumos! Dar au complotat, ca să înțeleg așa. Eu l-am văzut că a dispărut puțin din cameră, dar nu știu ce se întâmplă. Și apoi chiar nu... A avut un motiv foarte bine întemeiat. Sigur că da, ei știu că eu îi răsfăț tot timpul, pentru că așa îmi place mie să-mi răsfăț oamenii, pe cei pe care îi iubesc. În primul rând copilul, că el este esența mea, este... El îmi dă seva de care mă hrănesc zi de zi și puterea îmi dă soțul. La mulți ani, draga noastră, să ai o zi extraordinară. Și chiar acum facem cinste cu o melodie, draga mea Lavinia. Le facem cinste tuturor telespectatorilor cu o melodie semnată Virginica Neagu. La mulți ani! Vă mulțumesc! Magheran, o dorință mare am, ca la ceas de sărbătoare să fiu cu drag soacră mare. Și dacă vrea Dumnezeu să-i fac băiatului meu nuntă mare, cam poveste cum n-a fost și nu mai este. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băia. Bravo! La mulți ani încă o dată din partea noastră și în continuare, doamnelor și domnilor, nu-i așa, vă invit să intrați pe pagina de Facebook Lavinia Furtună Oficial, dar și pe canalul de YouTube Lavinia Furtună, pentru că, nu-i așa, vă abonați gratuit, este 100%. Este absolut gratuit. Nici nu ar trebui să ratați o asemenea ocazie. Să te abonezi pe un canal YouTube gratuit. Așa se abonează oamenii. Da. Pentru că Neicuța e băiat frumos, iar videoclipul îl vedem imediat aici la Etno TV. Chiar acum. Hai să mergem la jucată, la 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 la. Dorm ca mățul după sobă, la 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 la. Eu stau cu alții de vorbă, la 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 la.
Micuță băiat frumos, la-la-la-la-la-la-la. Ești o țărăle nevos, la-la-la-la-la-la. Ori să teamă ca șpica, la-la-la-la-la-la-la. În brațele altuia, la-la-la-la-la-la. Micuță băiat frumos, la-la-la-la-la-la-la-la. Ești o țărăle nevos, la-la-la-la-la-la. Ori să teamă ca șpica, la-la-la-la-la-la-la. În brațele altuia, la-la-la-la-la-la. C-o să dorm când o fi soare, la-la-la-la-la. C-așa mi-a plăcut de mică, la-la-la-la-la-la. Să joc să fiu învârtită, la-la-la-la-la-la. Micuță băiat frumos, la-la-la-la-la-la-la. Ești o țărăle nevos, la-la-la-la-la-la. Ori să teamă ca șpica, la-la-la-la-la-la-la. În brațele altuia, la-la-la-la-la-la. Micuță băiat frumos, la-la-la-la-la-la-la. Ești o țărăle nevos, la-la-la-la-la-la. Ori să teamă ca șpica, la-la-la-la-la-la-la. În brațele altuia, la-la-la-la-la-la. Și ca mine nu-i oricine, la-la-la-la-la. Harnică și jucătoare, la-la-la-la-la-la. Când mă vede nicamone, la-la-la-la-la-la. Micuță băiat frumos, la-la-la-la-la-la-la. Ești o țărăle nevos, la-la-la-la-la-la. Ori să teamă ca șpica, la-la-la-la-la-la-la. În brațele altuia, la-la-la-la-la-la. Micuță băiat frumos, la-la-la-la-la-la-la. Ești o țărăle nevos, la-la-la-la-la-la. Ori să teamă ca șpica, la-la-la-la-la-la-la. În brațele altuia, la-la-la-la-la-la. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Aniversare de zile mari în platoul emisiunii Matinal și Populari. Prietenă dragă a echipei Etno TV, artista Valeria Arnăutu sărbătorește alături de invitați de seamă ziua de naștere cu multe surprize și momente emoționante. Deși ziua de naștere a fost săptămâna trecută, noi am pregătit multe surprize inedite. Oare se așteaptă îndrăgită artistă la cele mai speciale momente? Rămâneți cu noi și o să vedeți! I-a pus viața în cântări, lume dragă, și-am uitat de supărări. De-aia vin la voi cu drag, lume dragă, voie bună să vă fac. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Aniversare de zile mari în platoul emisiunii Matinal și Populari. Prietenă dragă a echipei Etno TV, artista Valeria Arnăutu sărbătorește alături de invitați de seamă ziua de naștere cu multe surprize și momente emoționante. Deși ziua de naștere a fost săptămâna trecută, noi am pregătit multe surprize inedite. Oare se așteaptă îndrăgită artistă la cele mai speciale momente? Rămâneți cu noi și o să vedeți! I-a pus viața în cântări, lume dragă, și-am uitat de supărări. De-aia vin la voi cu drag, lume dragă, voie bună să vă fac.
Doamnelor, domnilor, am revenit, suntem la Matinal și Populari. Mulțumim tuturor pentru că ne urmăriți, mulțumim pentru mesajele dumneavoastră de pe Facebook. Sunt într-un număr foarte, foarte mare. Asta înseamnă că v-a fost dor de noi și știm lucrul acesta. Și în perioada weekendului dumneavoastră aveți grijă să ne scrieți, să ne trimiteți poze. Mulțumim, mulțumim tuturor. Avem, ca de obicei, așa cum v-am obișnuit, premiere și multe, multe surprize pentru dumneavoastră. Lucian Drăgan este în legătură cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să fiu cu voi. Cine face videoclipuri noi? Păi, v-am promis de data trecută când am vorbit că lucrăm la material nou și uite că a venit momentul să promovăm una din ele. Bravo, să fie cu noroc. Să fie cu noroc, pentru că dacă se promovează aici dimineața, va merge strună cu siguranță. Doamne ajută! Vreau să salut și eu, dragii noștri telespectatori, și pe toți cei care ne urmăresc. Doamne ajută! Despre ce este vorba în videoclip? Despre ce este vorba în melodie? Melodia este gen, cum vă place vouă cealaltă, cu viața mea vreau să o împar cu tine. O melodie... despre... Este continuarea cântecului? Așa, cam așa ceva. Sau, cam așa ceva. E partea a doua. Partea a doua. Partea a doua, hai să zicem partea a doua. Nu m-am gândit la asta, dar tot așa pentru miri, tot pentru cei care își unesc viața, destinul. Doamne ajută să și lunească și cu noi prezenți să-i vedem cum și lunesc. Așa, așa, să fim împreună cu ei, să ne bucurăm împreună. Da, la bine mai ales nouă ne place să ne bucurăm la nunți, ceva de groază. Păi, normal, ne bucurăm și noi, facem și lumea să se simtă bine, că asta e menirea noastră. Asta e menirea noastră. Asta e menirea noastră. În rest, cum este viața, cum merge treaba? Totul merge bine, începe să reintre în normalitate. Doamne cât ajută. De cât. Ce face Alexandra, fica? Alexandra a terminat bine, 9.33 a luat bacul. Bravo! Felicitări! Bravo, Alexandra! Mulțumim din suflet. S-ar fi bucurat și ea să vorbească cu voi, dar a fost la o majorată aseară și numai astăzi dimineața a ajuns acasă și doarme acum. Noi o înțelegem. Noi o înțelegem. Am fi dormit și noi. Am fi dormit și noi și am fi mers și noi la un majorat să simțim cum mai este la 18 ani. Un coleg de clasă a ținut majoratul cât de cât așa într-un cerc mai restrâns și au participat la... Foarte frumos, foarte frumos să ne aducem și noi aminte ce frumos era când mergeam și noi la diverse majorate, dar acum pentru noi, dacă pierdem prea dar multe nopți... Dar de ce că noi putem să mergem să cântăm la majorat? Să cântăm? Mergem să cântăm oriunde. Eu m-am hotărât când oriunde... Oriunde cânt! Oriunde colaborăm și mergem cu drag, venim și noi la voi, veniți și voi la noi. Și așa, bravo! Pentru public, de ce nu? Pentru public facem tot ce este experiențe mai noi, bun. Nu? Da, pentru public facem tot ce este mai bun și dăm tot ce e mai bun din noi. Așa ai făcut și tu, Lucian Drăgan, tot ce este mai bun și mai frumos pentru publicul tău. Sper, de fiecare da. Dată ai făcut melodii frumoase și nu ne mai ține în suspans și nici noi pe cei de acasă vrem să vedem videoclipul chiar acum. Premieră, sper doamnelor și placă. Domnilor! Sper să vă placă și vouă și dragilor noștri telespectatori. Acum premieră, Lucian Drăgan, ochii pe el, suntem tare curioși ce a ieșit. Haideți! Casă, casă, ce duc, să-ți dau mândru al meu nume și să avem doar zile bune. Au mândru că abia apuc, acasă, casă, ce duc, să-ți dau mândru al meu nume și să avem doar zile bune. Ești fără vieții mele și cea mai de preț avere. Ești floarea mea aleasă, anii trec, dar nu ne pasă.
ce vreau să fii lângă mine, că ești pacea mea de bine. Și prin toace împreună o trece mână de mână. Parcă ieri ce-am întrebat, dacă mă vrei ce bărbat, un inel ți-am pus pe mână și-n palmă inimă bună. Parcă ieri ce-am întrebat, dacă mă vrei ce bărbat, un inel ți-am pus pe mână și-n palmă inimă bună. Ești floarea vieții mele și cea mai de preț avere. Tu ești floarea mea aleasă, anii trec, dar nu ne pasă. Ce vreau să fii lângă mine, că ești pacea mea de bine. Și prin toace împreună o-mi trece mână de mână. Fața lui Dumnezeu am jurat și tu și eu, că ni dragul nu ge altul și ăsta ni tot păcatul. În fața lui Dumnezeu am jurat și tu și eu, că ni dragul nu ge altul și ăsta ni tot păcatul. Floarea vieții mele și cea mai de preț avere. Tu ești floarea mea aleasă, anii trec, dar nu ne pasă. Ce vreau să fii lângă mine, că ești pacea mea de bine. Și prin toace împreună o-mi trece mână de mână. Zile și trăiesc, cât am zile ce iubesc, și cu nori, dar și cu soare îți fac viața sărbătoare. Cât am zile și trăiesc, cât am zile ce iubesc, și cu nori, dar și cu soare îți fac viața sărbătoare. Ești floarea vieții mele și cea mai de preț avere. Tu ești floarea mea aleasă, anii trec, dar nu ne pasă. Ce vreau să fii lângă mine, că ești pacea mea de bine. Și prin toace împreună o-mi trece mână de mână. Ești floarea vieții mele și cea mai de preț avere. Tu ești floarea mea aleasă, anii trec, dar nu ne pasă. Ce vreau să fii lângă mine, că ești pacea mea de bine. Și prin toace împreună o-mi trece mână de mână. Felicitări, Lucian Drăgan, foarte frumoasă melodia, ne-a mers la suflet și sunt convinsă că mulți tineri, mulți miri și mirese deja și-o aleg ca piesă de nuntă. Nu contează mireasa, nunta să fie frumoasă. Și atunci când vin artiștii la nuntă, nunta e extraordinar de frumoasă. Draga mea, așa m-a învățat Saveta, prietena noastră dragă, așa mi-a zis. Nu contează mireasa.
mireasa. Nunta să fie frumoasă. Auziți, dar doamna Saveta Bogdan când trece pe la noi, că mi-e dor de ea. Păi nu vorbim direct cu doamna Saveta acum, bună dimineața. Mâine ce treabă are? Ce faceți, doamna Saveta? Mâine. Ce treabă aveți mâine? Nu e așa că n-aveți nicio treabă și puteți să veniți pe la noi? Am bea o cafea împreună. Am bea o cafea împreună. Mi-e dor de doamna Saveta. Uite așa, m-a luat un dor nespus de mare. Mie, să știi că mi-e dor și de prietena noastră Lăcrămioara Răilean. La mulți ani! Era ziua ei de naștere și vrem să-i spunem și noi la mulți ani din partea întregii echipe. Lăcrămioara, ne este dor de tine. La mulți ani, să fii fericită. Te așteptăm în platoul nostru pentru că vrem să te sărbătorim. Noi să știi că îi sărbătorim pe artiști și la câteva zile după. Dar a fost ziua și a prietenului nostru, preotul Mircea Surcel, și vrem să-i spunem la mulți ani cu sănătate și Doamne ajută, că așa se spune. La mulți ani, la mulți ani cu sănătate, așa este, Doamne ajută. Mulțumim pentru toate mesajele dumneavoastră. Uite, doamna Raluca Murineanu vrea o dedicație. Așa, cu Adina Roșca. Adina Roșca. Păi, dacă vreți dedicație cu Adina Roșca, pentru că în fiecare duminică de la ora 15 petrecerea este la Han, acum petrecere cu Adina Roșca la matinal. M-a făcut mama la joc, la daina, daina, da. Și am la călcăie foc, la daina, daina, da. M-a făcut mama la joc, la daina, daina, da. Și am la călcăie foc, la daina, daina, da. M-a făcut duminica, la da, da, la da, da. La subțirea să pot juca, la da, 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 da. Pe la noi prin prunișor, la daina, daina, da. Cărărușii de picior, la daina, daina, da. Pe la noi prin prunișor, la daina, daina, da. Și de picior, la laila, laila, da. Toți ar veni să mă ia, la 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 la. Mama nu vrea să mă dea, la 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 la. Bădiță din altul sat, la laila, laila, la. Nu gândi că te-am lăsat, la laila, laila, la. Bădiță din altul sat, la laila, laila, la. Nu gândi că te-am lăsat, la laila, laila, la. Până soare o luci, la la la. Pe tine te iubi, la 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 la. Spune-i ba de mumă ta, la laina, daina, da. Să nu poarte grija mea, la laina, daina, da. Spune-i ba de mumă ta, la laina, daina, da. Să nu poarte grija mea, la laina, daina, da. Că nimica nu greșim, la 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 la. Nu batât că ne iubim, la 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 la. Și nimica nu stricăm, la 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 la. Numai că ne sărutăm, la 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 la.
stres, que es melen gráfico, que no es que ftis pos que si, o lo emena quitas, y me haga pitifli, afto zale me llamas. Ena coma ya con cena, ya me na caca, y se afto pumaresi, na chocolata, y se afto pumaresi, que me treleni, y se lo pianaro tiene, y no sin venir, que maro semi, me treleni, maro semi, me treleni, sin sireni, me treleni, maro semi, me treleni, sin sireni. Ciocolata! Am zis bine? Ciocolata, ciocolata! Piesă nouă, nouță, doamnelor și domnilor, premieră doar la Matinal și Populari. Colegul meu, Mihalis Dumitrache, ne-a făcut poftă de ciocolată, poftă de vară. Da, poftă de vară, poftă de foarte, foarte ciocolată. Da, este o melodie destul de veche, făcută nouă, remixată, reorchestrată într-o altă variantă și mie îmi place foarte, foarte tare. Pe care n-am mai auzit-o niciodată. Pe care n-am mai auzit-o niciodată. Și sună foarte bine. Da, și mie îmi place ce foarte mult. Ce spui tu acolo, că în afară de ciocolată, ciocolată n-am înțeles? Ca o domnișoară să împartă cu mine bucățica ei de ciocolată. Asta spun, că poartă tocuri înalte, că se plimbă la mare, că arată foarte bine și deci domnișoara are o ciocolată. Era vorba. Doar despre concediu. În concediu purtăm tocuri, mergem la mare și mâncăm ciocolată. Dar apropo de premiere, draga mea, mai avem o premieră în această dimineață, pentru că, nu-i așa, doamnelor și domnilor, Adriana Curtu Voidoș își lansează o melodie doar la Matinal și Populari și spunem chiar acum, alo! Alo, bună dimineața! Dor de voi. Ia uitați și noi aici. Te pupăm, Adriana, și vai, ne scuzați, dor de tine. Ne scuzați, cine este domnul, domnișoara? Pare domn, așa. Domnul este Teddy, tăticului Jessie, doar că Jessie nu este în cadru, pentru că Jessie nu e așa cuminte ca Teddy. Ai înțeles? Vezi? Întotdeauna băieții sunt mai cuminți. Am tras concluzia. Pentru că știu că în această zi minunată o aveți invitată pe doamna Valeria Arnăutu și este ziua dumneiei și probabil că o să vină cu papi și cu mini, m-am gândit să apar și eu cu Teddy și împreună să-i cântăm un sincer și căduros la mulți ani. Ce frumos! Teddy, cânti și tu Ham Ham? El mă acompaniază, ia uitați! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, Valeria să trăiască, la mulți ani. Doamna Valeria se pregătește să intre în platoul nostru și cu siguranță se va bucura de această frumoasă urare pe care tu ai făcut-o. Adriana, vreau să ne vorbești despre melodia ta cea nouă. Am înțeles că ai un videoclip extraordinar de frumos, filmat într-un lan de lavandă. Povestește-ne tu despre ce ne cânti în piesa ta cea nouă. Da. Melodia nu este așa de nouă, este o melodie mai veche, compusă special pentru fratele meu care se află în Anglia. Și m-am gândit, pentru că mi-era foarte... Cum îl cheamă pe frate? Să-l salutăm acum, că poate se uită la noi. Probabil, dacă nu este la lucru, te pupăm. Ioania meu, așa îmi place să-i spun, pentru că mama este din Bihor și în Bihor. Pe cei care cheamă Ion, li se spune Ioania.
Ioania, să fii bine! Să fii bine acolo și să ai o viață frumoasă. Sora ta astăzi îți dedică o melodie extraordinară. Așa este. Și atunci m-am gândit să fac un videoclip frumos. Am găsit lanul de lavandă, ce credeți, exact în satul în care s-a născut bunica mea, în Ficătar. De aceea îi se și spune lavanda de Ficătar. Iar acolo mi-am găsit și o prietenă mai veche și așa că o salut cu această ocazie pe domnișoara Oana Farca și pe toată familia ei și mulțumesc încă o dată pentru decorul care mi l-a pus la dispoziție. Andreea, este ce face? Andreea este foarte bine, lucrează. Ia uitați-o și pe Jessie, a venit și Jessie, bineînțeles că nu se putea fără bună ea. Dimineața! Bună dimineața, Jessie! Este mai drăgăstoasă, Jessie. E pupăcioasă de-a dreptul. Așa sunt fetele, mai pupăcioase. Da, și băieții mai cuminți și fac coreografii mai frumoase. Da, am văzut. O să fac o melodie și probabil că o să iau pe amândoi în videoclip. Păi să știi că te așteptăm în platoul nostru la Matinal și Populari și poți veni cu ambii tăi copilași. Da, sigur că da. Cu mult drag. Să știi că abia aștept să vin la voi. Nu am fost de mult și chiar mi este foarte dor. V-am admirat încă de la prima oră a dimineții când ați intrat în direct. Sunteți superbi împreună. Să rămână. Și abia aștept să ne revedem. Vă și noi și abia așteptăm să ne revedem. Ne este foarte, foarte dor de tine. Și vreau să o salut și pe Liliana Giapana. Este o prietenă foarte bună. Mereu conversăm pe Facebook. Pe Daniela Spuica, pe Alina Năsturaș, care mi este o prietenă de asemenea foarte bună, pe Raluca Hidec și pe toată lumea, tot stafful. Toată echipa Etno! La Etno, da. Toată echipa Etno. Adriana, ne este dor și de gașca ta și îi salutăm pe toți prietenii tăi pentru că ne amintim ce petreceri frumoase am făcut aici la Matinal și Popular și nouă ne este dor de tine, de voi. Și de-abia așteptăm să reluăm acele petreceri minunate, așa bănățene cu adevărat, la noi în platou. Cu mult drag. Și mai vreau să salut pe cineva, pe preotul Maier din Buziaș, pentru că eu stau mai mult la Buziaș acum, de când cu pandemia asta am fost și eu mai des la biserică, chiar la cor, acolo i-am ajutat și eu puțin cât am putut. Pe toată familia dumnealui, pe părintele Ionuț din Ficătar, pentru că fiul dumnealui a fost fratele meu, este fratele meu în videoclip, Dacian. Îi salut pe toți pe această cale. Acum, probabil că nu o să-mi aduc aminte de fiecare, dar vă pup cu mult drag și aștept să ne revedem cu bine. Și noi te pupăm, Adriana. Vreau să știu, după acest videoclip, care cu siguranță se va bucura de succes, pentru că dar noi toate să mai avem videoclipurile lansate la Matinal și Populari au succes. Vreau să știu ce urmează nou în cariera ta. La ce te-ai gândit? Păi să știi că deja m-am gândit la o altă melodie care să reprezinte orașul meu frumos în care trăiesc, Timișoara. Oh, frumos. Foarte frumos! Dar vreau să ne povestești un pic că astăzi, pe lângă premiera din lanul de lavandă, pentru că nu e așa, se poartă lavanda în 2020, o să avem un videoclip frumos împreună cu fica ta, cu Andreea. Adriana Curtu-Voido și Andreea, vom vedea și acest videoclip minunat. Se poartă foarte mult și de 3 ani. Vreau să zic că mă chinui să prind lavanda înflorită și nu am prins-o. Ba a plouat, ba am avut eu de cântat, ba am uitat. Dar întotdeauna am avut preferință să fac videoclipuri pentru familia mea în lan cu flori. Și am în rapiță, am în maci pentru mama mea. Chiar o să vă trimit videoclipul cu La mulți ani, măicuț, o să vedeți cât de frumos este în lanul. De-abia așteptăm! Ceva senzațional. Dar am ales că în această dimineață am zis totuși să cânt o melodie și cu Andreea, pentru că Andreea nu a fost de mult la voi, deși și ea își dorește. Și în curând veți vedea că vom fi prezente chiar acolo în platoul dumneavoastră. Vai, abia vă așteptăm, draga noastră Adriana. Îți mulțumim din suflet pentru intervenția ta. Îți urăm mult, mult succes, îți ținem pumnii. Cu siguranță toți telespectatorii noștri vor vrea să revadă acest videoclip și hai să invităm pe toți unde găsesc ei, după premiera noastră, bineînțeles, unde vor găsi ei acest videoclip nou al tău. Pe canalul meu de YouTube, Adriana Curtu-Voidoș Oficial, îi invit să se aboneze și vor fi așa. E gratuit. E gratuit. Și la tine e gratuit, că și la noi e gratuit. E gratuit. Știți că eu m-am abonat la voi la fiecare și îndemn pe toți colegii să se aboneze, să ne abonăm unii la alții.
Foarte frumos. Și uite, așa putem fi la curent toți cu noutățile celorlalți și ne ajutăm. Și uite, așa ne facem și noi documentarea pentru emisiune. Bravo! Da, sigur că da. Te pupăm și îți mulțumim, doamnelor, domnilor. Imediat după o scurtă pauză de publicitate vom vedea în premieră videoclip Adriana Curtu Voidoș în lanul de lavandă. Stați cu noi, nu plecați nicăieri. Revenim cât ai zice pește. Ai zice la bani. Extraordinar de frumos. Ai mult, mult, mult succes cu noua ta melodie. Foarte frumos peisajul, superbă lavanda, superbă tu. Și pentru că ne-a plăcut atât de mult videoclipul, eu aș vrea să-ți propun, dragul meu Mihalis, propunem să mai ascultăm o melodie cu Andreea și Adriana. Da, bravo! Fica și mama sau cele două surori. Tu ai văzut ce frumoase sunt?
sunt foarte și frumoase. Ce relație frumoasă de prietenie există între ele. Sunt amândouă ca două picături de apă. Așa trebuie să fie relația dintre mame și fiice și la fel trebuie să fie relația în general dintre tați și fii. Dar îți propun să vedem videoclipul chiar acum. Dragi telespectatori, Adriana și Andreea Curtu Voidoș. Floare mândră boboșită, lai la lai la, fata mea de mi dorită, la 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 la. Mi-ai adus în suflet soare, lai la lai la, și în viață sărbătoare, la 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 la. Ca doi străcurați de rouă, lai 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 la, semănăm noi amândouă, la 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 la. Mândră mi-sna fata mea, lai 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 la, eu de mama tot așa, la 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 la. Ce ori, lai la, lai la, că noi două ni surori, la la lai la la la. Și parcă-mi fi de o seamă, lai la, lai la, greu să creadă că mi-ești mamă, la la lai la la la. Ca doi străcurați de rouă, lai 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 la, semănăm noi amândouă, la la lai la la la. Mândră mi-s de fata mea, lai 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 la, eu de mama tot așa, la la lai la la la. Raza mea de soare, lai la, lai la, și-mi faci viața sărbătoare, la 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 la. Ochi frumos și chip curat, lai la, lai la, glasul dulce de cântat, la 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 la. Ca doi străcurați de rouă, lai 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 la, semănăm noi amândouă, la 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 la. Mândră mi-s de fata mea, lai 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 la, eu de mama tot așa, la 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 la. De cer ține și roșa, la 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 la. Cinară și mândră floare, la 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 la. Să fii sora mea mai mare, la 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 la. Ca doi străcurați de rouă, la 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 la, semănăm noi amândouă, la 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 la. Mândră mi-s de fata mea, la 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 la, eu de mama tot așa, la 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 la. Ca doi străcurați de rouă, la 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 la, semănăm noi amândouă, la 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 la. Mândră mi-s de fata mea, lai, 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 la, eu de mama tot așa, la, la, lai, la, la. Bravo! Adriana și Andreea Curtu Voidoș, doamnelor și domnilor, am văzut lanul de lavandă, dar am văzut și bogăția de rapiță. Exact cum ne-a spus Adriana la telefon și de-abia așteptăm să vedem și videoclipul pentru mame, la mulți ani mamă, din făcut cu foarte mulți maci. Foarte frumos să ilustrăm melodiile noastre în natură. Este minunat. Te pupăm, Adriana, și îți mulțumim și pentru intervenția ta, dar draga mea, da, Lavinia, mă duci în concediu. Cine crezi că e la mare? Mă duci în concediu. Te duc în concediu, de-abia du-mă. Aștept să te duc în concediu. Du-mă. Știi în concediu. Cum te aștept ca și când? Pe malul mării cu frapeuri. Cine e pe malul mării? Știi cine e pe malul mării? Cine e pe George malul Rotaru mării? George Rotaru e pe malul mării. N-ai să vezi, e pe malul mării de ceva vreme. Da, nu e singur. Nu e singur. Mm-mm. Nu e singur pentru că are spectacole pe malul mării. Este cu o blondă frumoasă, apetisantă, am văzut eu că da. O alergă pe holurile hotelului. Și eu am văzut că o alergă pe holurile hotelului. Pe Simona Florescu Dichiseanu am văzut-o. Meu de onoare, doamnelor și domnilor, că am văzut pe pagina lui de Facebook că o alergă pe Simona Dichiseanu. Bună dimineața! Bună dimineața, George Rotaru! Bună dimineața! Alo, bună dimineața! A, și Simona, să rămână Simona Florescu Dichiseanu, George Rotaru, ne auzim? Noi, da, vă auzim, bună dimineața de la Valul Mării.
Ne bate vântul și briza. Ce frumos! Da. E splendid, avem parte de... M-am zis că spuneați că m-a alergat George și că alergam pe holuri. Alergăm că încă suntem tine. Bravo! Tineri și neliniștiți, da. Ce spune? Ce episod? Tineri și neliniștiți, ce episod? Deci suntem la mare. La ce episod am întrebat? La episodul, nu vă spunem episodul. Că nu, că tineri și neliniștiți nu se termină niciodată. De aceea l-am... Ne bucurăm că suntem alături de voi. Vai, ce frumos e la voi. Și noi ne bucurăm de priveliște. Am vrea să stăm așa să vă privim, dragilor, multe, multe ore. Marea se vede superb acolo în spatele vostru. Cerul este la fel. Simona este frumoasă, frumoasă, frumoasă. George, tu ești chipeș. Ce faceți? Cum este la mare? Eu îi spun prințesa, să știți. Fiecare prințes, da. Și a venit seara să ne vede și frumos, se vede marea și cu luna, e superb aici la program. Cântăm în fiecare seară, amândoi facem parte din programul locației și ne bucurăm de prezența multor turiști. Hotelul este plin, terasa este plină în fiecare seară. Aseară l-am avut invitat pe Raul, a venit aici a cântat. Am avut o invitată pe Mirabela Daur, a venit ca invitată, cum să spun, invitata noastră... Specială! Da, viziteze să... I-a plăcut și foarte mult, a zis că mai vine. Raul va fi cu noi în această vară din când în când. Deci... Deci petreceți. Este bine. Petreceți, da. Și vă simțiți bine, vă bronzați, vă bucurați de briza mării, de vitamina, cum se spune, C-vitamin. Așa era, da, în engleză. Si. Adică vitamina mării. Noi petrecem și muncim cu drag și zbor. Da. Dar vă face plăcere. Hai să vă arăt puțin așa, uite. Ia. Arată. Uite aici piscina, uite lumea în piscina aici, vedeți? Vai, ce frumos! Ce frumos! Nu ne mai arăta că ne aruncăm de aici, ba, direct, da, la voi. Arată-ne, arată-ne, da, că noi rezistăm, suportăm. Aici este scena, vedeți, în spatele meu. Foarte scena. Frumos! Tot piscina arată. Este? Și foarte frumos. În apte m-am întors la Simona. Și în spate e marea. Și în spate e marea. Nu prea avem noi lumină pe față, dar... Vă arătați foarte bine. Să vedeți marea. Că nu avem lumină și eu nu mai pot... Nu, nu pot. Aveți soarele pe față. Ce poate fi mai frumos? Vitamina D, doamnelor, domnilor. Venim! La o cafea. Venim! Hai să mergem! Venim. Fă-ți bagajul! Eu hai l-am că făcut. Plecăm! E la ușă bagajul meu! E la ușă! Venim! Bagajul meu este la ușă! Așteaptă! Să rămână, vă mulțumim! Vă pupăm! În 3 ore ajungem! Să fiți pregătiți! Nu știi ce viteză pot să bag, ajungem și într-una jumate! Toți cei care sunt în jurul vostru fiecare dimineață, operatorii, inginerii de sunet, vă așteptăm pe toți, să știți. Vă mulțumim, da, tare mult, vă pupăm, să rămână Simona, George. Rezervați-ne o masă pentru diseară, venim toți, vrem să petrecem alături de voi, vrem să ne cântați, să ne bucurați de... programul vostru artistic. Care până diseară? N-ai zis că ai bagajul gata, hai. Păi am bagajul gata, dar îi așteptăm și pe colegi. Îi luăm pe toți? Îi luăm pe toți. Suntem băieți buni. Da. Noi suntem oameni buni, doamnelor bună și domnilor. Bunătatea este gratis, de ce să nu-i luăm și pe ei? Să profităm din plin de ea. Doamnelor, domnilor, vedem un videoclip? George, da. Rotaru-i pregătit să ne încânte? Ia uitați, doamnelor, domnilor, o fi tot de la mare? E de la mare. Haideți să vedem, doamnelor și domnilor, ne cântă George Rotaru. Eu sunt în viața mea un simplu călător, cu dragoste în suflet, un veșnic trecător. Prin viața mea furtuni și ploi m-au petrecut și le-am căzut vreodată. Am luat-o iar de la început. Nu mi
n-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea. Să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu că la început. Să îmi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea. Să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu că la început. Să îmi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Ca oricare prin lume călător, cu bucurii în suflet, cu patim și cu dor. Am anii mei trecuți, dar cât am să trăiesc, voi strânge în brațe viața și am să tot iubesc. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea. Să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu că la început. Să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea. Să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu că la început. Să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu că la început. Să îmi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea. Să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu că la început. Să îmi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Și de toți veșinii dragi
pași, dă nu cu sub care stăm toată seara la divan. Acasă. Și când plec inima ai arsă, da sufletul las acasă, fiindcă știe de când îi, că aici îi locul lui. Doamnelor, domnilor, am revenit la Matinal și Populari și îi spunem la mulți ani doamnei Valeria Arnăutu, bună dimineața! La mulți ani, la mulți ani cu sănătate, bună doamna dimineața. Valeria! Atât m-ați răsfățat anul ăsta, voi cei de la Etno, că n-am cuvinte să vă mulțumesc. Dacă nu noi, atunci cine? Atunci cine, da. N-ați venit singurică? O avem pe Maria Bejan alături de noi, bună dimineața! Bună dimineața, Maria! Georgel Nucă, prietenul nostru și colegul și nostru meu de la Rămășac pe Folclor, a venit în această dimineață să vă spună la mulți ani și gânduri bune, numai cum el știe. Ia zi tu, Georgel. Bună dimineața, le spun tuturor telespectatorilor, la mulți ani pentru doamna Valeria Arnăutu. Este un om drag sufletului meu, o artistă de frunte a cântecului bunățean, este un om care, așa cum spuneam în multe emisiuni de televiziune, care a pus primele cărămizi pentru această televiziune Etno și prin mâinile dumnei au trecut mulți, mulți artiști. Așa că am acceptat cu drag să vin în această dimineață și mi-a fost dor și de voi. Nu, ne-a fost dor și de Mini și de Papi și bineînțeles că doamna Valeria Arnăutu nu a venit singurică. Am vrut să-i facem o surpriză Mini și Papi, să intre așa ca niște invitații adevărați pentru că sunt prietenii noștri, dar nu au putut rezista fără mămica lor. Nici eu nu pot rezista, știi cum îi bate inimioara? Da? Da. Are emoții! Are emoții! Pentru că vrei și pentru că a venit vara, nu purtați niciun costum. Bravo! Bravo, măcar voi să fiți așa cum trebuie la televizor, că și eu așa... Și nici nu i-am tuns, o să-ți spun un secret. Mini, arată-o impecabil. Dar mie îmi plac mai mult este așa. Este solicitată să joace într-o reclamă și nu o vor tunsă. Oh, în ce reclamă joci, dragă? Nu știm, dragă, nu știm încă. Oricum este... De-aia nu mă tun nici eu, doamna Valeria, că aștept să fac reclame. Auzi, ține-o mai bine că poate se transmite. Nu știi cum se ia și ajunge reclama potrivită. Da. Ce faceți, doamna Valeria? De cât timp petreceți? Excelent. De la întâi, uite, Georgel e martor. Pe întâi seara m-au sărbătorit la Rămășac pe Folclor. A fost o seară minunată, dar de fapt nu doar de pe întâi petrec. Pe 29 de Sfinții Apostoli Petru și Pavel am primit cel mai frumos tort din viața mea și cea mai frumoasă icoană din viața mea de la Maica Nectaria, de la Schitu Găneasa. Salut pe părintele Ioachim, pe Maica Star Reță Iustina și pe Floricica, care este mama noastră tuturor acolo când ne duce, mare grijă de noi. Îi salutăm și noi pe toți pentru că vreau ne sunt dragi. Să le mulțumesc, știu că ne-am întâlnit acolo și sper să mergem cât mai des. Doamne este un loc ajută. De suflet, un loc unde... Unde eu îți găsești cu adevărat liniștea pentru așa câteva este. Ore sau cât poți să mergi acolo și vrem să-i salutăm încă o dată pe toți, pe părintele Iohan Feniuc, pe măicuțele de acolo, ne-am simțit extraordinar de bine. Sunt minunați. Avem o surpriză pentru doamna Valeria Arnăutu chiar acum. Trebuie să spună alo și să vedem cine vă răspunde și cine vă felicită, cine vă spune la mulți ani. Alo! 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 Te sărut, Valeria, Floarea Tănăsescu la telefon. Bună dimineața, bună dimineața, doamna Floarea Tănăsescu. Bună dimineața, vă sărut pe toți. Bună dimineața. Mă bucur că am prilejul. Mai târziu, e adevărat, dar niciodată
Niciodată nu-i târziu. Așa, am bucuria să îi spun Valeriei încă o dată la mulți ani. Mulțumesc. I-am scris și pe rețelele de socializare, nu știu dacă am văzut. Am văzut, mulțumesc. Așa. Floarea, îți mulțumesc, ne leagă o prietenie frumoasă și lungă. Da. Tu ești, așa cum te numește Măriuța noastră dragă, floarea noastră a Dobrogei, ești un om special, un artist valoros și eu am fost alături de tine atunci când ți-ai lansat cartea și în momentele tale importante din viața ta și iată că tu nu uiți și de fiecare dată ești alături de mine. Da, cum să și-ți mulțumesc. Așa cum am fost, încă de la început. Încă de la începuturile noastre, așa este. Da, când ne afirmam ca personalități artistice și lucram de zor, munceam de zor ca să aducem în fața lumii tezaurul folcloric al zonelor pe care de unde veneam. Da, așa este, mă leagă. Tu la fel, ești un om minunat, ai fost alături de mine. Și atunci când erai realizator TV, mi-ai promovat piesele, o dată în plus, pe lângă alte televiziuni. Și eu am venit cu multă, multă bucurie la invitația ta. Eu îți doresc ca bunul Dumnezeu să-ți dea tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. În primul rând, sănătate și multe, 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 multe bucurii de acum încolo. Mulțumesc mult, Floarea, și abia aștept să ne și vedem, draga mea. Da, îți doresc tot binele din lume și îți mulțumesc că ai rămas același om pe care îl știu eu de la început. Vă pup pe toți. Mulțumim. Să rămână, vă mulțumim. Mulțumim. Vă pup pe toți, multă sănătate. Să rămână, vă mulțumim și vă așteptăm la noi la Matinal și Populari. Bună dimineața, doamna Steliana Sima, să rămână, vă pup. Vă pup, doamna Steliana. Te rog frumos, doamna Steliana, nu-i nicio problemă, suntem între noi, în familie. Papi, te rog frumos, du-te la doamna Steliana. Du-te la doamna noi. Steliana. E mini. E mini? A, mini e, ca i-am văzut. Mini. Te rog, Iulian, dă-i un microfon doamnei Steliana. Ne trebuie neapărat un microfon pentru doamna Steliana Sima, doamnelor pentru că, și domnilor. Intrați, doamna Steliana. Luați loc aici bună cu noi. Dimineața. Să rămână, bună dimineața. Ce frumoasă este viața. Ați venit pe la noi. Da. Măi, am venit în ținut asta, că nici nu mă gândeam că ajung totuși. N-am vrut să-mi dezamăgesc. Să nici schimb, pe voi, nici și admiratorii. Nu. Da. Eu credeam că n-ai vrut să dezamăgești căței. De ce te grăbești? Așa, bravo, asta îmi place. Spuneți, doamna Steliana, cu graiul corespunzător. Eu acum vreau să vă spun așa, că mă adresez celor care au căței ca să mă înțeleagă și să nu zică după aceea că n-am țigla pe casă toată. Niciunul dintre noi nu avem țigla pe casă. Da. Atunci când este aici vorba de... De copilaș, bravo. De copilaș. Mini, si... Papi. Asta. Ia uitați aici ce avem. Dragii noi. Mei, dar mi-ați stricat prezentarea, frumusețea de prezentare, că eu am vrut să o invit în platou pe Brigitte Bardot de Doamna România. Doamna Steliana, vă invităm pe celălalt scaun, știți cum este acum. De ce? Trebuie să ne distanțăm un pic și să-i vedeți mai bine pe Mini și Papi. Pentru că, doamnelor, domnilor, avem show în premieră Mini și Papi la Matinal și Popular. Uitați-vă aici, uitați-vă la copilași, bravo copilași. Se bucură de libertate, dar să știți că și noi ne bucurăm foarte mult de prezența dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet că ați venit astăzi pe la noi. Se poate un microfon aici? Da. Să avem și... Vrem să știm cu toții ce urații doamnei Valeria Arnăutu de ziua dumneei. Vali? Mulți ani sănătoși, voioși și să-i ajute Dumnezeu să aibă și nepoți. Îți doresc, Vali, toate... Doamne, uite-te, nu se poate să ne conținem. Noi ne-am mutat cu circul tot. Da, haide că nu mă mai uit la ei, pentru că vreau să-i fac din suflet urarea. Valeria pentru mine reprezintă foarte... foarte mult. Nu reușim să ne întâlnim la o cafea, nu reușim să ne vedem prea des, dar Valeria este întotdeauna prezentă în rugăciunile mele. Chiar întotdeauna. Îi doresc să rămân același om
pe care l-am cunoscut eu, îi doresc să își bucure sufletul cu tot ce văd ochii și tot ce își dorește și să o binecuvinteze bunul Dumnezeu cu tot ce este de folos. Așa că, Vali, mulțumesc! Numai binecuvintările bunului Dumnezeu și sunt și suficiente. Sunt de folos, așa da, e. Da. Eu îți mulțumesc pentru prezență. Ești un om minunat. Mulțumesc. Da. Și nu numai că suntem în platou aici, dar foarte mulți care o cunosc pe Valeria sunt în asentimentul meu, pentru că este un om, realmente este un om minunat. Așa este. Un suflet minunat. De-abia așteptăm da. Să povestim că... despre prietenia care vă leagă, despre dragostea pentru acești necuvântători minunați, copiii pe care cu toții ar trebui să-i avem acasă. Da, doamna Valeria Arnautu, să știi că iubește copiii și susține foarte mult și la scenă avem o fată extraordinar de talentată, Maria Bejan se numește, doamnelor și domnilor, și a venit astăzi să-i ureze din tot sufletelul ei la mulți ani doamnei Valeria Arnautu și să ne cânte muzica. Lăsăm și noi. Mi-am făcut bundită nouă, măi frunzulită, dacă ninge, dacă ploie, eu am bundiță. Mă mântresc ca mula lume și arăt bundița, am făcut-o eu anume pentru bădița. Și dosi placă tare bundița nouă, mi-o dau o sărutare, poate și două. Vreo două luni coașii mi-au scus la horă, că șupă-i că si-a place să fiu eu noră. În bundita asta mică și cu broboadă, mă gândeam că nevestită cum o să-mi șadă. Bundița mea e noi, ce bine pari, uite-ni pe-amândouă gătitii tari. Când mă duceam pe vale, mi-am pus bundița. Cine mi-a ieșit în cale, taman bădița. În bundița mea cea bună, eram făloasă. Și cât așteptam să-mi spună că nu-i frumoasă. Privind la amândouă, îl văd că tașe. Poate bundița nouă, poate nu-i plași. E nouă, n-am și pașii, spune bădița. Dar mie vezi că-mi plași mai mult mândruța. Și domnilor, am revenit din publicitate. Maria Bejan ne-a cântat așa de frumos. Este un copil talentat. Doamna Valeria Arnăuto o susține. Maria, draga noastră, vreau să-ți mulțumim pentru floricele, pentru darurile tale. Și bineînțeles că și tu ai urări pentru doamna Valeria Arnăuto. Vreau să urez la mulți ani și multă sănătate. Cât de frumos! Păpușă, câți mulțumesc, ani ai tu? Mulțumesc, Maria! 9 ani! Mulți înainte! Mulțumesc. Ne-ai cântat foarte frumos și îți mulțumim pentru daruri și îți mulțumim că te-ai gândit la noi și că ai vrut să-i faci o surpriză doamnei Valeria Arnăutu. Și eu vă mulțumesc pentru invitație! Te mai așteptăm cu mare, mare drag să crești mare, frumoasă și deșteaptă! Mulțumesc. Și eu vreau să-ți mulțumesc, Maria, să-i mulțumesc mamei tale, să-i îmbrățișez pe frățiorii tăi, pe Ionuț și pe Andreea, să le spun că mi-e dor și de ei. Poate reușim să ne vedem cu toții, că am vremurile bune. Ție-ți urez mult succes pe drumul cântecului și încă o dată să aveți o vară frumoasă, așa. Mulțumim, doamna Valeria. Îți mulțumim tare mult și te mai așteptăm cu drag la Matinal și Popular. Doamnelor, domnilor, suntem alături de prietenii noștri dragi, doamna Valeria Arnăutu, doamna Steliana Sima și domnul Georgel Nucă, precum domnișoara Mini și domnul Papi, pentru că și ei sunt niște domni și ea este domnișoară. Așa că dacă găsim un cavaler drăguț, simpatic, și de rasă, pentru că nu e așa, trebuie să menținem minunățiile.
vă rugăm frumos să ne contactați. Doamnelor, domnilor, pentru că doamna Steliana Sima este iubitoare de animale, pentru că este un om cu suflet extraordinar, vrem cu toții să ne bucurăm de un videoclip frumos chiar acum. Vreau să spun la lumea toată o întâmplare adevărată, o întâmplare adevărată, scoasă parcă din poveste, cum n-a fost sau poate este, cum n-a fost sau poate este. Cum un om și cu un câine care au mâncat dintr-o pâine. Câinele era al meu, omul ați ghicit sunt eu, măi. Am crescut pe lângă mine un puiuț micuț de câine, un puiuț micuț de câine. Stătea-n fric și stătea-n sloată, nu se plângea niciodată, nu se plângea niciodată. De-i dam o coajă de pâine, sărea și foc pentru mine și nu aștepta răsplată, doar să-l mângâi câteodată. De-i dam o coajă de pâine, sărea și foc pentru mine și nu aștepta răsplată, doar să-l mângâi câteodată. L-am dat de casă departe, peste dealuri, văi și sate, peste dealuri, văi și sate. După patru luni de zile s-a întors acasă la mine, s-a întors acasă la mine. Acum știu cât am greșit atunci când am socotit că e numai un cățel și n-are suflet și el. Câte nopți și câte zile m-o fi căutat pe mine, m-o fi căutat pe mine. Mort de foame și însetat, rătăcind din sat în sat, rătăcind din sat în sat, măi. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea, m-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel, măi. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea, m-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel, măi. Dacă luăm seama bine și la om, dar și la câine, și la om, dar și la câine, câinele are suflet mare, omul câteodată n-are, omul câteodată n-are. Câinele în suferință te păzește cu credință,
față, tu îl bați și îl izgonești, în loc să îl răsplătești, mă. Dă-i o strachină de apă și un colț de pâine uscată, care și el rostul lui lângă casa omului, mă. N-am 100 lume, lume, și mie viața fericită, lumea mea. El este averea mea, lume, lume, e băiatul lui tata, lumea mea. Ține-l, Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la neca și supărare, lumea mea. Mă tot rog, Doamne, la tine, lume, lume, să-mi văd băiatul bine, lumea mea. E lumina ochilor, lume, lume, fără el eu simt că mor, lumea mea. Ține-l, Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la neca și supărare, lumea mea. Băiatu-i puterea mea, lume, lume, e comoara lui tata, lumea mea. El îmi poartă numele, lume, lume, și lugește zilele, lumea mea. Ține-l, Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la neca și supărare, lumea mea. Doamne, când mi-o fi mai greu, lume, lume, mă ajută băiatul meu, lumea mea. Are cine să-mi dea apă, lume, lume, și cine să-mi bată în poartă, lumea mea. Ține-l, Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la neca și supărare, lumea mea. Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la neca și supărare, lumea mea. Bravo, Georgel Nucă, doamnelor și domnilor, te așteptăm alături de noi pe turcoazică. Foarte frumoasă melodia pentru fiul. Surprizele nu se opresc pentru sărbătorita noastră. Este o piesă făcută mai de curând cu Orchestra de Muzică Populară Mugurel din Chișinău și cu maestru Ion Dascăl și am cântat-o în mod special pentru colegul meu de la camera numărul 14, pentru Liviu Ghimet, pentru că are un băiețel și îi place foarte mult această piesă, dar și pentru telespectatorii care stau în fața micului ecran și ne urmăresc. Mă bucur că în această dimineață ați invitat-o și pe Steliana Sima, un om drag sufletului meu, o artistă extraordinară, un om de calitate, un om care, am spus în multe emisiuni de televiziune, aici, într-un colț al linii mele, ocupă un loc special. Trebuie să fiu serios, pentru că sunt alături de două celebrități, dacă vrei, ale cântecului popular. Nu te supăra, ți se pare că, Doamne, ce aș putea în să această fac? Dimineață sunt atât de serioase. Nu, spectacolul aparține, de fapt, mai mult celor doi copilași. În spectacolul nostru, pe afiș, în această dimineață, îi spune la mulți ani, chiar acum, o surpriză doamnei Valeria Arnăutu. Spuneți alo! 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 Da? Bună dimineața! Să rămână! Bună dimineața!
Bună dimineața și la mulți ani, Valeria. La mulți ani e așa, cam a cincea zi, nu? Cine este doamna Valeria? Prietenă bună! S-a trezit dis de dimineață! Ia fredonați ceva ca să-și dea seama. E Corina. Da. E Corina. Corina Dragomir, bună dimineața! Română, bună dimineața! Ce voce schimbată are la telefon, că nici eu n-am recunoscut-o. Și-a găsit drăguț doamna Corina Dragomir. A, da? Și atunci totul se schimbă. I-am schimbat timbrul vocal. Da, intenționat ca să ne derutezi. Română. Da, nu asta a fost intenția, îmi pare rău. Mă aliniez și eu cu Georgel și zic și eu că trebuie să fiu mai sobră, așa, să fiu mai... Vă rog. Că înțeleg că în platou sunt numai oameni de vază, colegele mele, Seriana Sima, Valeria, Georgel pe care îl ador, știe el de ce. Și nu în ultimul rând, Lavinia și Mihalis, nu? Da. Da, noi aici, Corina, aici. Și noi pe pajiște aici, doamna Corina, și noi pe pajiște. Ne-a face reală plăcere, numai că eu sunt pe altă pajiște acum, așa că n-aveam cum să fiu în două locuri. De e cea de unde vine fluturașul. Pe pajiște în linia întâi. E fiecare cu pajiștea lui, draga. E pajiștea cu fluturașul, vă zic eu. Da. Numai că, uite, astăzi mă bucur că Valeria este din nou în platourile EtnoTV și mă alătur și eu grupului ei de prieteni, ca întotdeauna. Mulțumesc. Îi spun la mulți ani cu multă sănătate, cu fericire, cu bucurii, cu multe împliniri personale și, de ce nu, chiar și profesionale, cu toate că ea a ajuns deja la maturitatea artistică și, slavă Domnului, în altruismul ei, a avut grijă și de alții să-i ajute. Da. Poate câteodată chiar s-a lăsat pe ea în detrimentul, pentru ajutorul celorlalți și asta este. Dar... Vali, ce pot să spun, că să rămâi același om minunat și special. Și să știi că eu personal nu voi uita niciodată că datorită ție și Doinei Mirea am revenit și eu cumva în lumea muzicală. Eu îți mulțumesc mult pentru tot ceea ce ai făcut de-a lungul timpului pentru mine și încă o dată, din toată inima, atât eu cât și părinții mei care știi că te iubesc, îți spunem la mulți ani multă, multă sănătate. Îți mulțumesc, Corina. Și tot ce vrei tu să ți se împlinească, să-ți meargă bine. Doamne ajută, îți mulțumesc și încă te aștept să închinăm o cupă de șampanie, pentru că eu mă servesc... Și noi o așteptăm la matinal și populari. Exact. Și noi o așteptăm cu mare drag. Să rămână, vă mulțumim! Mulțumesc mult! Mulțumim, Corina Dragomir, pentru intervenția telefonică. Te pupăm, să ai o zi frumoasă și abia așteptăm să ne revedem în platoul nostru, aici la matinal și populari. Vreau și eu să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim pentru că, nu-i așa, Papi are poziția cea mai bună. Da, e broscuță. Doamnelor, domnilor, stați alături de noi, că nici nu știți ce povești minunate vor urma. Stați aici! Thank you.
Branca, o pancicicaju, tasi charapanca, il time anca, il tezovu Branca, o pancicicaju, brava Srbijanka. Jele kanterija i opanci, o tome se znaju Srbijanci. Jele kanterija i opanci, o tome se znaju Srbijanci. Tesno, košulica tanka, zar ne vidiš brane, da sam Srbijanka. Jelečence tesno, košulica tanka, zar ne vidiš brane, prava Srbijanka. Jele kanterija i opanci, o tome se znaju Srbijanci. Jele kanterija i opanci, o tome se znaju Srbijanci. Bravo! Bravo, doamna Valeria Arnauto, o piesă extraordinar de frumoasă. Mulțumesc. Știm că dumneavoastră aveți de făcut câteva dedicații. Ați avut și animatori. Că da, am avut corpul de balet. Corpul de balet, da. Corpul de balet, am de făcut câteva dedicații, mai multe, cei drept Georgel știe. Bine că nu m-ai părât. Așa, da, mi-am adus catalogul. Da. Foarte bine. În primul rând, pe tot această piesă, catalog. Odacle Sisele, care este o piesă de referință din folclorul sârbesc. Vreau să o dăruiesc familiei Buzar, domnul Ionică și doamna Steluța, care sunt ca și părinții mei aici la București. Nepoata lor a fost Laura Giurgiuman, prima mea elevă într-ale cântului popular, o româncuță care trăiește la New York. Iar dumnealor vor fi următorii mei fiind, pentru că am să-i cunun de nunta de aur. Cât de frumos! Da, deși la au mulți ani, peste să fie 50 fericit de ani împreună. Da, am hotărât ieri lucrul acesta. Am o listă de raci care trebuie neapărat să-i felicit. Toți racii! Trei dintre ei sunt colegii voștri aici la Etno TV. A fost ziua Anei Maria Rosa Preda. Colega noastră, noul nostru redactor. Redactor la emisiunea matinală. Ana, la mulți ani, tot ce-ți dorești. Îmi pare rău că n-am putut fi alături de tine, dar știi că te iubești și că te știu de când te-ai născut. Vă mulțumește tare mult și o vă iubește. Și eu iubesc mult de tot. A fost ziua Mihaelei Enciu, am văzut-o la voi. Da, da, dacă colega sunt noastră. Dacă voi fiecare dimineață, ce să vă fac? Trebuie să mă suportați. A fost ziua Alinei Năsturaș. Așa este, alt colegele noastre de-al dragi. Meu. Astăzi, în 6 iulie, este ziua Anei Bratu, care este stăpâna Maiei. A fost și ea la voi în platou. Maia este mama Luminii. Și o salutăm și îi spunem la mulți ani. Este născută astăzi. Tot astăzi este născută și Flaviana Burcea, fiica unui domn care este colaborator la noi la Fundația Română de Folclor. Mai am la mulți ani. Doi sărbătoriți la New York. Rica, prietena mea dragă, pe care o îmbrățișez și sper să o mai văd în viața asta, că poate mai ajungem în America. Doamne ajută, Doamne ajută, îmi doresc chiar foarte tare. Chiar dacă anul ăsta nu, dar la anul sigur. Anul ăsta mi-am luat banii pe bilete înapoi. Înapoi, știu povestea. Și domnul Petre Teodorescu, tot de la New York.
În 9 este ziua Bogdană, Elena Simionescu, prietena mea de suflet. Să fie sănătoasă. Va fi ziua Marcelei Fotaș a Danielei Ion, de Sfântul Ilie. George Eliot, știi că te informezi cu zilele de naștere. La mulți ani le spunem. Ca și a Ionelei Stăncioi în curând, da? Și-o mai am pe prietena mea de suflet, Maria Niculeț, căreia îi mulțumesc, îi spun la mulți ani și o asigur de toată dragostea și prețuirea mea. La mulți ani tuturor! La mulți ani le spunem tuturor și le dăruim o melodie frumoasă cu Steliana Sima. Muzica! Mi-a ieșit dragoste în cale cu parfumul tău de floare. Veni și-n brațe la mine, că știu să-mi te țin bine. Mi-a ieșit dragoste în cale cu parfumul tău de floare. Veni și-n brațe la mine, că știu să-mi te seară de seară, aproape de inimioară. Știi bine că nu glumesc, atunci când iubesc, iubesc, mă. Te-ai ține seară de seară, aproape de inimioară. Știi bine că nu glumesc, atunci când iubesc, iubesc, mă. Să spun că nu iubesc, la un simt că plutesc, mă. Glasul neichic al domnul, parcă-mi dărit să zbor, mă. Cum să spun că nu iubesc, la un simt că plutesc, mă. Glasul neichic al domnul, parcă-mi dărit să zbor. Și pace. Să-mi iubesc în tăcere, după inimii plăcere. Să-i sărut buzele-mi place, când dau liniște și pace. Să-mi iubesc în tăcere, după inimii plăcere. Măsor din ochi privirea și știu că-mi râvnești iubirea. Simt că-ți cere inima, dar n-ai curaj să spui da, mă. Îți măsor din ochi privirea și știu că-mi râvnești iubirea. Simt că-ți cere inima, dar n-ai curaj să spui da. Să zic că nu, mă. Să lași clipe netrăite, două doruri neîmplinite. Dar sufletul tău nu poate să stea de mine departe.
Astăzi este ziua mea, petrecut toată lumea. Uite așa mă chefuiesc, cu cei dragi ce mă iubesc. Că doar este ziua mea, fac ce spune inima. Inima mi-e bucuroasă, că i-am pe cei dragi la masă. Oamenii spun la mulți ani, să trăiesc suta de ani. Să trăiesc suta de ani, să beau vin de drăgășani. Sau țuică de voicești, că atunci nu îmbătrânești. Bei țuică de voicești și ai să vezi când tinerești. Astăzi este ziua mea, vreau să-mi cânte muzica. Eu pun micii pe grătar și beau vinul din borcan. Țuica o beau cu ibricu, așa cum făcea bunicu. O beau că-i bună de șale și nimic nu mă mai doare. Astăzi vreau să chefuiesc, la rele să nu gândesc. Să-mi petrec să mă simt bine, cu cei dragi pe lângă mine. Când beau o țuică de prună, sunt vesel o săptămână. Uite așa dau din picioare și nimic nu mă mai doare. Niciun jum nu mă mai ține și sunt fericit în lume. Astăzi este ziua mea și dau la lume să bea. Doamnelor, domnilor, am revenit la Matinal și Populari și pe scenă avem o prietenă foarte bună a celor doi copii Mini și Papi și a venit să-i spună la mulți ani doamnei Valeria Arnăutu. Bună dimineața! Maria, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Maria? Bine. Bine? Ia spune-ne ce ai adus tu doamnei Valeria Arnăutu. I-am adus un tablou pictat de mine. Un tablou pictat de tine. Ce frumos, ce talentată ești, Maria. De cât timp pictezi? Nu de mult timp. Și ce reprezintă această pictură? Pentru că e foarte interesantă. I-am pictat două jumătăți. O jumătate cu noapte și cu un cățel. Da. Cu Papi. Da. Și cu mine, da. Și în cealaltă jumătate roz. Cu o pisică. Cu o pisică. E dimineața acolo. Noi am crezut că e Mini. Ia să mai vedem încă o dată tabloul, pentru că tu ești foarte, foarte talentată. Știm că ai și tu un cățeluș. Și Rocky. Apropo de talente, doamna Valeria Arnăutu ne-a dezvăluit un mic secret. Cum că pe viitor tu vei cânta. Da, aș vrea foarte mult să cânt și sper ca doamna Valeria să fie profesoara mea. O, ce frumos! Ce cu drag, Maria, cu tot dragul. Și ea a venit cu căței, mi-a făcut surpriză miercuri când m-a sărbătorit Georgel și i-a promis, uite ce bine că e și el aici de față, i-a promis că o să-mi aducă un tablou pictat de ea. Și s-a ținut de promisiune. S-a ținut de promisiune, da. Îți mulțumim, Maria, dar vreau în acest moment să spuneți alo! Pentru că mai avem surprize! Of, Doamne! Alo! Alo, bună alo. Dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Să română! Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața tuturor! Cine este doamna? Radica Mitran! Bravo! Radica Mitran! Ce mă bucur că... Ei, Vali... E normal să aibă și voi, în general, să aveți o ureche. Am spus că să vă dau de știți. Dar vocea mea probabil este atât de cunoscută lui Vali. Eu... Mi-aș fi dorit să fiu un platou alături de Vali. I-am spus la mulți ani și pe doi. Nu, Radica, nu se aude foarte bine. O să te rugăm să... Acum te auzim perfect. Așa să vorbești. Perfect. Îmi cer scuze. Se poate că aici la Polovraț semnalul e puțin deficitar. Vreau să-i spun Valeria Arnăutu, omului care...
Pentru mine înseamnă foarte mult și când spun lucrul ăsta știu ce spun, pentru că Valeria Arnăutu a pus cam prima cărămidă la temelia carierei mele și de atunci pentru mine a însemnat mult, pentru că am luat avânt și cumva Valeria pot spune că este un fel de mentor al meu, al nostru în general, pentru că ea a întins o mână multor artiști și așa generoasă cum o știm, o iubim cu toții deopotrivă. Încă o dată, la mulți ani, Valeria, să te ține Dumnezeu sănătoasă, alături de familia ta dragă, alături de oameni cu suflet frumos și curat. Îi felicit pe cei de la Etno că au punctat și au făcut ca ziua ta de naștere să fie mai frumoasă prin aceste emisiuni pe care doar ei știu să le facă. Așa este. Și ce să spun, eu te iubesc sincer, tu știi acest lucru, chiar dacă nu te spun foarte des, tu trebuie să simți că te iubesc și că reprezinți foarte, foarte mult pentru sufletul meu. La mulți ani încă o dată, draga mea. Mulțumesc mult, Rodica, și tu însemni mult pentru mine, știi că ocupi un loc special în sufletul meu. Mă bucur de fiecare dată când ne auzim sau când ne vedem și așa cum bine ai punctat, colegii noștri de la Etno m-au făcut să mă simt specială. Și le mulțumesc lor și vouă, tuturor artiștilor care prin telefon sau prezenți în platou m-ați sărbătorit. Vă mulțumesc! Felicitări tuturor! Îi salut și pe colegii din platou, pe Georgel, pe Steliana, pe, bineînțeles, pe Mihali și pe Ladinia. Te pupăm, te pupăm și te iubim și abia așteptăm să vin platoul nostru, Rodica Mitran, pentru că ai melodii noi nouțe și să facem lansarea albumului. Da, Ladinia, așa e, trebuie să ne punem de acord să facem lansarea. Albumul meu profit de această ocazie. Profită! Nu sunt profitare, dar asta trebuie să fac și acest lucru. Corect. Albumul meu, începând cu 9-10, peste câteva zile, va fi în toată țara în magazinele de specialitate. Doamne ajută! Să fie într-un ceas bun. Să ai succes. Doamne ajută, mulțumesc. Să rămână, te pupăm. Doamnelor, domnilor, la scenă, pentru că îl vedeți în fiecare seară, de la orele 20 de luni până vineri, la Rămășac pe Folclor, este colegul nostru, Georgel Nucă. Amar lume de mine, mă iubesc două vecine, zi și noapte mă gândesc cum să le mai rânduiesc. Ce frumoasă e dragostea cu două la mâna mea, dacă una e supărată îmi fac drum la cealaltă. Am vorbit să n-o opresc din iubit, îi dau inimii ce vrea, să rămân tânăr așa, de oricine i-o fi drag, toate voile îi fac. Inimioară, fă cum știi, că eu nu te pot opri, mândrelor să le arăți că ești tânără și poți toate să mă țină minte și să le văd mulțumite. Cu ele când mă întâlnesc, toate spun că mă iubesc. Mândrelor firea să fiți, că mereu mă îmbolnăviți, eu la voi nu sunt dator, acum vreau să mă însor. Eu am fost un pui de lele și-am iubit orice muiere, pe deget le-am învârtit, cu mare drag le-am iubit. Ajunge cât am umblat, acum m-am săturat, vreau să fiu la casa mea cu nevasta alăturea.
vrăjitoare, cam să-ntâlnesc la zi mare. La o răscruce de drum, om frumos cu suflet bun, mă. Și mi-am zis atunci în minte, vrăjitoarea asta minte. N-am crezut că viața toată am să mă iubesc vreodată. Vrăjitoarea furisită, ți-a fost gura aurită. Crângul are flori celenei ca ochi de albastrele. Și sunt ochișorii lui oglinda sufletului. S-a vrăjitoare, o să am dragoste mare. S-au tăiat cărțile în două și o să am dragoste nouă. Mi-a fost dat să pătimesc, dar din nou am să iubesc, măi. Este departe de casă, dar e dragoste frumoasă. Vrăjitoarea furisită, ți-a fost gura aurită. Crângul are flori celenei ca ochi de albastrele. Și sunt ochișorii lui oglinda sufletului. Mă uit licărul lor și văd al inimii dor. Departe, eu departe, dar ne citim ca pe o carte. Avem inimi ce se simt și doi ochi ce nu se mint, măi. Ochii când se întâlnesc, nu vorbesc, doar se iubesc, măi. Iar din calea dragostei, nu mai poți fugi când vrei. Vrăjitoarea furisită, ți-a fost gura aurită. Crângul are flori celenei ca ochi de albastrele. Și sunt ochișorii lui oglinda sufletului. Mă uit licărul lor și văd al inimii dor. Bravo! Doamna Steliana Sima la Matinal și Populari, prietenă foarte bună cu doamna Valeria Arnăutu. Oh. I-am făcut o surpriză. Mare am, de tot. Ce să facem? Azi am introdus-o așa în platou, pe nepusă masă, pentru că se juca cu căței. N-a apucat să se schimbe, n-a apucat să se aranjeze, dar este frumoasă oricum. Voi mi-ați făcut mie cea mai mare bucurie de ziua mea, pentru că n-am văzut-o pe Steli de mult și mi-era dor de ea. Iar noi am făcut ei cea mai mare bucurie că s-a întâlnit cu cei doi copilași. Înainte să dau din casă Steli, vreau să dăruiesc toate cântecele tale de astăzi, dar în special videoclipul cu căței, unor doamne speciale din viața mea. Eu zic că-s fetele mele de la Popești, tanti Valerica și tanti Maria. Știi cum am botezat-o? Și eu le îmbrățișez cu tot dragul. Mi-a povestit Valeria despre dumneavoastră. Vă iubesc. Chiar dacă nu vă cunosc, vă îmbrățișez și vă prețuiesc mult. Știi cum a botezat-o pe Mini? Valerica Mică. Valerica Mică. Vreau să vă întreb așa. Le prețuiesc pentru noblețea sufletească. Care e cel mai frumos lucru care vă leagă în această prietenie? Pot să spun eu? Vă rog. Da, doamna Valerica. Sunt mai mare. Păi sunt multe, mă.
Sunt foarte multe. În primul rând, eu m-am îndrăgostit de cântecele Stelianei, înainte să o cunosc. Fapt care a făcut să-i le și promovezi, pentru că nu poți promova un lucru în care tu nu crezi, în primul rând. Dar lăsând la o parte cântecul, lucruri care le știe toată lumea, n-are rost să le repetăm la infinit. Dragostea cel pentru, mai frumos pentru lucru, acești copii. Copilași. Pentru că așa îmi place să le spun. Cel mai frumos lucru din viața noastră sunt căței. Și să vă povestesc un episod de când Steliana era ofițer. Te apucă râsul, nu? Și în perioada aceea de tristă amintire, că nu vreau să ne amintim de ea, când se luau măsuri drastice împotriva câinilor fără stăpân, noi am făcut parte din rândul întâi al celor care militau pentru bunăstarea acestor căței, pentru libertatea lor, pentru viața lor, că îi strângeau, știm cu toții, să eutanasieze. Și s-a făcut un mare meeting de protest în fața primăriei capitalei la Cismigiu. Era foarte important. La microfon, doamna Steliana. Da, zici și tu la microfon. Nu vreau să spun eu. Era foarte important. A fost și Mihai Constantinescu, Dumnezeu să-l odihnească. Și, mulți artiști, mulți colegi de-ai doamna noștri. Paula Iacob, mulți iubitori de animal. Domnul Marinescu. Exact. Da. Și eu m-am dus să iau pe Steliana de la servici, adică de la ansamblu Ciocârlia, și am spus categorică, mergi la meeting. La care ea, așa, speriată, fată, ești nebună, mă dau ăștia afară, eu n-am voie, sunt ofițer, cum să... Acum puteți spune. Cum să merg? Zic, foarte bine, îți pui ochelari de soare, dacă îți pui o bazma, ceva, o eșarfă, și mergi. Deghizat. Și uite-ne pe noi, deghizate la primărie. Da, niște doamne mai în vârstă, fanele noastre. Uite-o pe Steliana Sima. Uite-o pe Valeria Năut. Steliana leșina de râs. Ai văzut, fată, ce-mi faci tu mie? Dar totul a fost bine. Asta pentru dragostea, era, da, pentru, era pentru un scop nobil, da. Și mi se pare normal ca aceste necuvântătoare să aibă parte de sprijin, pentru că nimeni poate pe lumea asta nu te iubește necondiționat așa cum o fac necuvântătoarele și toți cei care am avut animale sau copii, pentru că și eu am avut un copil 16 ani și poate a fost cel mai bun prieten al meu. Dragul și la bine și la rău. Da. Să știi că și Georgel este iubitor de animale, doar ești? Că este un picuț mai fricos. Adineaur, ai fugit. No, haideți să vă spun. Haideți să vă spun eu înainte de a spune. Lui Georgel este frică de căței. Asta și mai ales eu. De mini și de, de papi. Care sunt pentru atât de inofensivi. Arată el, când am sărbătorit-o pe doamna Vali, am ieșit pe hol și cei doi hați pe mine. Și le-am prins frica. Dar asta nu înseamnă că nu iubesc animale. Le iubesc. Dar, da, mi-au hați de aici, de pantalon. Eu cred, părerea mea, că atunci când ai un astfel de copil, să spun așa, trebuie să-i acorzi foarte, foarte multă atenție. Absolut. Da? Dacă nu-i acorzi... Cum bagă frica mine? Dar Mini-l mârâie acum, ai văzut? Vezi? Vezi cum te apără Mini? Mini-l ceartă pe Iulian. Uite cum te apără mine acum, vezi? Uite-l ceartă pe Iulian. Asta, vezi, mă? Vezi-l ceartă pe Iulian. Asta, mamă. Da, da, la terie. Vine-le, mă. Ia-s-i tu, papi, mamă, ia. Deci asta este părerea mea. Trebuie să acorzi multă atenție unui animal. Ai avut vreun... Când eram mic, da, dormeam, crede-mă, cu căței afară. Păi și de unde frica asta? Dacă s-a întâmplat ceva. Deci, e da, un s-a întâmplat acolo. Nu, după aia, după ce am plecat de la Râmnicu Vâlcea, ne-am dus la țară. Și la țară, un câine, asta de pe mine m-a mușcat de mână și de atunci am prins frica. Sau de pisică, tot așa. Și pisicile iubeam. Mă jucam cu ele și o pisică la țară, jap! M-a făcut fața și am prins frica. Dar câți ani aveai atunci? Păi ce, aveam 13 ani, 12, 13 ani. Mm. E normal. Știți cui mai era frică de... Că-l cunoaștem cu toții. Pe Mariană Alexandru, da. Colegul meu de la ansamblu. Prietenul nostru drag, îl salutăm. Prietenul nostru al tuturor, da. Și, dumne, era frică de animale. Și noi când ne duceam în turneu, eu încercam să ajung prima la popas. Când o făceam un popas, să ajung prima la grătar, ca să pot să... Că erau mulți, știți cum erau. Să-i foarte mulți. La fiecare hat. Și mă duceam și luam câte o tavă de mici, luam pâini, rupeam o pâine pe din două, puneam câte 2-3 mici, mă rog, în funcție de cât aveam, și
făceam așa sandwich și îi hrăneam pe fiecare. Marina Alexandru, când mă vedea că fac lucrul ăsta, iară zicea, aolo, tu și câinii tăi, tu și câinii tăi, tu. Ei, dragii mei, și era frică de ei. Tot timpul, dacă te duceai pe la spate și îi făceai cum i-a făcut acum lui Georgel, Marina îi palpita, trebuia să vină smurdu. Și a ajuns Marina al nostru să aibă un cățel la fel ca Papi. Pe Papi Alexandru, exact cum așa îl cheamă. Tot Papi, da. Papi Alexandru. Atât dar mie îmi place cum vorbiți dumneavoastră cu căței. Eu, eu sunt deja într-o altă lume. Da. Se transformă. Exact, exact. Ia, ia, cum vorbești cu... Nu, 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 că vreau să înțeleagă lumea că am țigla pe casă. Toate țiglele le am pe casă. Așa. Dar când e vorba de sufletelele astea, au lăm! Cu aceeași voce luați și publicitate. Cu aceeași voce, da. Invitați în publicitate un pic pe telespectatori. Publicitate, că trebuie să trăiască toată lumea, da. Cu ajutorul lui Dumnezeu să trăim și noi. Doamna Valeria Arnăutu, la mulți ani! La mulți ani, cu sănătate, doamna Valeria Arnăutu! Că-i mai bună decât toate! La mulți ani, cu bucurii, cu realizări mărețe! Întotdeauna îmi faceți surpriză și întotdeauna mă emoționați! Vrem să fiți fericită, să fiți mereu așa, cu multă vivacitate, să iubiți în continuare animăluțele, să faceți lucruri frumoase pe care doar dumneavoastră știți să le faceți ca la carte! Mulțumesc. Ați pus și dorința. Mi-am pus dorință, dragii mei. Dar uite ce minune că Mini e în brațe la George. Păi cred că asta a fost nu dorința. Vine acolo, cred, acolo nu vine acolo să cred. Acolo voiam să ajung. Da. Cu siguranță dorința asta a fost să se împrietenească să se împrietenească cu animăluțele cu și să nu-i mai fie frică de căței. Să ne facă cineva o poză, dacă se poate. Mai ales lui Georgel. Mai ales pentru că, vedeți, doamnelor și domnilor, doar la Matinal și Populari își înfrânge frica de acești copii minunați și frumoși. Se leagă prietenii. Și se leagă prietenii, doamna Steliana Sima. Mulțumim din suflet tuturor pentru prezență. Mulțumim, doamna Steliana Sima, că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim, Georgel, doamna Valeria Arnăutu, la mulți ani încă o dată, din partea întregii echipe Matinal și Populari. Eu vă mulțumesc, dragilor. Mulțumesc lui Dumnezeu că a mai trecut un an cu bine. Iată, mă sărbez tot aici cu voi, tot la Etno TV și sincer îmi doresc să ne sărbătorim tot la fel, încă mulți, mulți ani de acum. Doamne ajută așa să fie. Doamne ajută, dragilor. Mulțumesc. Mulțumim și sponsorilor noștri, mulțumim din acord pentru sunet Masaya Decoration Style, IE Tradițional Românească, atelierul Iuliei Martinescu de la Ponoarele, Mademoiselle Atelier, cofetăriei Claus și lui Nea Vasile Cozona. Doamnelor, domnilor, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Ne revedem și mâine dimineață la orele 9 fix. Nu uitați diseară, Georgel Nucă, ora 20, Rămășac pe Folclor. Stați alături de noi să aveți o săptămână extraordinară. Ne cântă sărbătorita doamna Valeria Arnăutu. La revedere! Și-am pus în cânce cu meu, lume dragă, tot ce mi-a dat Dumnezeu. De când mă știu pe pământ, lume dragă, eu la toți cu drag vă cânt. Și-am pus în cânce cu meu, lume dragă, tot ce mi-a dat Dumnezeu. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las.
și-am uitat de supărări. De-aia vin la voi cu drag, lume dragă, voie bună să vă fac. Mi-a pus viața în cântări, lume dragă, și-am uitat de supărări. De-aia vin la voi cu drag, lume dragă, voie bună să vă fac. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Să-ți stâmpăr inima la toți ce mă poartă în gând, lume dragă, sufletul alin cântând. Lume cu cântarea mea, lume dragă, vreau să-ți stâmpăr inima la toți ce mă poartă în gând, lume dragă, sufletul alin cântând. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Și noroc, lume dragă, să se adune la un loc. Sus paharul, voie bună, lume dragă, toace-n suflet să-ți rămână. Veselie și noroc, lume dragă, să se adune la un loc. Sus paharul, voie bună, lume dragă, toace-n suflet să-ți rămână. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las. Toată viața am cântat la sărac și la bogat. Și-am pus patimă în glas, pe pământ urmă să las.